Busuioc făt frumos și Ileana Cosenzeana, sora soarelui. A fost odată ca niciodată un om și o femeie și aveau o fată ca un revărsat de zor de frumoasă, harnică de nu afla locul și zburdalnică ca o adiere de vânt. Cine se întâmpla de-i vedea lucrul mâinilor, focul ochilor, rumeneala obrajilor și le scria pe inimă pentru toată viața, iar celor de însurat, prinsesea le țâcăii inima după dânsa. Într-o bună zi, a luat ea două cofe și s-a dus la fântână să aducă apă. În pluse cofele, îi veni ei să stea așa o leacă pe colacul fântânii. Când și-a aruncat ochii într-o parte, a văzut o stiblă de busuioc, pe care a luat-o și a mirosit-o. De la mirozna busuiocului a purces fata însărcinată. Ce mai sudelm și ocări au prins a vărsa părinții asupra fetei, că de la o vreme, nemai putând atâta îndura, și-a luat fata lumea în cap și, neștiută de nimeni, dusă a fost. De groaza și strămurarea vorbelor, pășea fata cât îi apuca piciorul. Și așa s-a tot dus până a ajuns la o pădure îndepărtată, unde a dat de o peșteră. Gândind să stea puțin la răspas, a intrat înăuntru și a dat de un moșneag de spate cârbovit, de picioare crăcănat și așa de bătrân că barba îi bătea genunchile, mustețele umerele și chica călcâile. Ce seamă de om ești și cum de-ai ajuns aici? Întrebă moșneagul, ridicându-și cu o cârjă sprâncenele de pe ochi. Fata a plâns și a suspinat, apoi a prins să-i povesti șirul întâmplării, de cum s-a legat și cum a ajuns ea la peștera moșneagului. Când a auzit bătrânul una ca aceasta, ce mai griji și frământări îl pălise. A așezat-o pe fată pe o prispă de piatră și a aprins să o mângâia, că de știut este. Ploile sunt menite a răcori pământul de arsura soarelui, iar vorbele bătrânilor a împăciui inimile tinerilor de greul nevoilor. Cu cuvinte calde a liniștit-o și n-a mai lăsat-o să se ducă în Cotrova, ci a înduplecat-o să sălășluiască mai multă vreme la peștera lui. Așa trăiau ei, fata alenându-și necazul și moșneagul bătrânețele. În fiecare dimineață veneau la ușa peșterii trei capri. Moșneagul le mulgea și cu aceasta își duceau inimile. Iată că a trecut vremea și s-a învrednicit fata cu un băiat dolofan și frumușel de râdea soarele când îl prindea cu razele sale. Dar ce bucurie pe moșneag! Picioarele îi săltau de la pământ. Dacă se născuse băiețelul, l-au scăldat în roa de dimineață ca apoi așa să se spele relele de dânsul. Au trecut pe deasupra lui și foc și fier, că de va trece prin foc și sabie să rămână neatins, curat și luminat ca argintul strecurat. După aceea, mamă s-a la sumuțat, iar moșneagul s-a dus prin cotlovanele peșterei, a scos o sabie și un buzdugan pe care le stăpânea din tinerețele sale, le-a dăruit copilului să-i fie de folos în viață. N-a trecut nici puțintelul ospăț cu multă voie bună și bucurie la care i-au dorit băiatului mult noroc și i-au pus numele Busuioc. De la stibla cea de busuioc, iar mamă sa i-a mai adăugat și făt frumos, fiindcă îi părea prea frumos odorul. A trecut vremea. Bătrânul s-a trecut din viață, băiatul a crescut mai mare, a prins, a umblat la vânat și dobândea totul ce le cerea ei. Cu cât creștea băiatul, cu atât se lămurea viața mamei, că avea mare bucurie și mângâiere de fapta și vorba lui. Când a crescut busuioc făt frumos mare, vânase codrii, dombrăvile și cât mai departe tot cât îi vedeau ochii. Odată a nimerit busuioc la gura unei văi și când s-a uitat în depărtare, îi se păru că vede o apă verzuie în care se spală soare. Dar pășind mai aproape și mai aproape, a văzut un palat de aur și mărgăritar ce își revărsa strălucirea asupra unei păduri dese ca perii. Până atunci nu mai văzuse el așa frumusețe și, înțesând la brâu sabia și buzduganul, s-a pornit drept într-acolo. Nu zăbovi mult și busuioc călcă pe pragul palatului. Ușele și ferestrele erau deschise, dar suflare de om nu se auzea nici înăuntru, nici în afara palatului. Trece el palatul de la odaie după odaie, apoi mai iese și se uită împrejur și numai ce aude vuind pădurea, trosnind copacii și din desiș apar șapte zmei înfiorători, având pe cap piele de țap, pe trup piele de lup, la mâini piele de clin, pe față piele de rață, în picioare opinci de arici, iar ca cingătoare brâu de ciorlănare. Și hopăind au intrat în palat.
pus o iocvet frumos, se uită cu uimire din pragul palatului de după ușor și când hapsânii de zmei au gătit de înfulecat, nu știu cum unul din trânșii a aruncat ochii și l-a văzut. Parcă l-ar fi picurat cu lumnarea așa sărice arăcnit. Ieșiți afară cu toții! Mai avem unul pentru ceun! De aval m-au sărit cu toții și s-au pornit spre ușă. Busuioc a scos atunci sabia și cum trecea unul pragul, hârștii recheza capul și se răstogolea chidva ca un purechi. Așa i-a secerat pe șatelar. Cel de-al șaptelea, când a ieșit, sabia nu l-a prins. L-a încercat balaretezul capului, ba pieziș, ba cu tăișul în inimă și nimic. Atunci Busuioc nu chitește mult, răsucește busluganul și când îl pocni la o tâmplă, îi întunecă vederile zmăului, că hăbăuc a luat-o înapoi, dând cu capul când de un perete, când de altul, până a ajuns în odaia cea din fund, unde a deschis o ușă în podea și pe niște scări crescute cu mucegai și îndesate cu pânză de paiangen și-a dat drumul tot în jos și în jos. Din urmă, Busuioc, făt frumos, nu-i slăbea păsul. S-a dus după zmău, trecând în jos 12 uși de fier. Când ajunse la fund, zmăul se dase cu spatele la perete, sticlise ochii, rânjise dinții și de frică mai nu-i crăpa inima în trânsul. Busuioc trânti ușa, o zăvoră și urcându-se în sus pe scări, încuie toate cele 12 uși. Cea de afară, fiind culăcată, o încuie, iar cheia o strânse în sân, și mulțumit ca de o treabă mare ce o făcuse, își căută drum, lăsând palatul și pădurea cea deasă. La peșteră s-a întors Busuioc cu mare bucurie și cum o văzu pe mamă sa, îi zise: de acum înainte, hai mamă să trăim în alt loc. Lăsăm peștera asta, că am găsit un palat mare și frumos. S-a bucurat mamă sa și împreună cu Busuioc s-a dus la palatul cel de aur și mărgăritar și s-au făcut stăpâni. Iată, zice Busuioc făt frumos, toate sunt ale noastre, dar cate nu cumva să deschizi ușa la odaia cei din fund, că acolo a mai rămas un zmău. Punând mâna pe cheie, a legat-o cu 10 noduri într-o basma și a strâns-o, veac de om să nu știe nimeni de dânsa. Amu, viața prinsese a șturna binele și dragul în calea lor. Și adăpost bun aveau, și de vânat găseau, și frumusețe în jur era. Așa au trăit ei multă vreme. Însă câteodată, pe cât de nebănuit primăvara și arată podoabele ei, pe atât de vijelios se năpustesc furtunele care rup și fața pământului. Aveau cei patru zmei talpa lor în altă împărăție. Acolo e crescut o zgrimțuroaică neagră ca funiginea și rea că încotro arunca ochii ardea pământul. Șezind ea și așteptând zmeii mai mult decât îi așteptase în alte dăți și văzând că nu mai vinde nicăieri, a fost friptă greu la inimă. Prinsea se vârcoli ca un șarpe în para focului și cu o falcă în cer și cu una în pământ se porni la palatul lor să vadă ce este. Când află zgripțuroaica de rândul zmeilor, se apucă cu mânele de cap. Cătrănită și înfocată se repede la mama lui Busuioc făt frumos, îi luă cheia, îi dădu drumul zmăului și apoi o izbi pe dânsa în beciul unde fusese zmăul. Una după alta, zăvoră cele 12 uși și aprinsa se pune la cale cu zmăul cum să-i răpuie zilele lui Busuioc făt frumos. Să te încerci din luptă! Mă tem! Răspunse zmăul. Căci pălitura lui e mult mai grea decât a mea. Eu aș zice să ne cătăm de drum, să nu dăm ochii cu dânsul, că atunci va fi rău și de tine, și de mine. Dacă e așa, lasă-l pe mâinile mele, că ți-l o-i face de a intră în bortă de șarpe și a căuta moarte. Și secând acestea, îl dădu la dos pe zmău, iar singură se roti ca un vârcolac împrejur și luă chipul mamei lui Busuioc făt frumos. O țărâtă, amărâtă, chipurile bolnavă peste seamă, s-a pus pe așteptat. Trece o zi, trec două, se întoarce Busuioc făt frumos de la vânătoare, de pe unde fusese, și cum păși pragul palatului, printe zgripțuroaica ofta și a se văicăra. Of, dragul mamei! Te-ai dus și te-ai prăpădit. Nu te-ai gândit să vii mai degrabă acasă? Că iată m-am îmbolnăvit și n-are cine-mi da o mână de ajutor. Că de-ar fi amu o leacă de lapte de pasăre, m-aș lecui și n-aș trage ceea ce trag.
Usuiuc Văt Frumos a ascultat cu tânguire vorbele de necazul bolii și luând un ulcioraș s-a pornit, lăsând în urmă nădejdea că s-a întoarce repede cu lapte de pasăre. Pornindu-se la drum, a mers și a mers peste dealuri și voi și într-un târziu ajunge la niște curți. Bate în poartă și dinăuntru aude un glas. Dacă ești om bun, apropie-te de curțele mele. Dacă om rău, fugi departe de curțele mele, cam doi câini și de-i intră, te-or face mici fărâme. Om bun, om bun bate la porțile dumneavoastră. Răspunse Busuioc Făt Frumos și porțile se deschiseră și intră voinicul într-o casă cu ușele deschise, cu ferestrele deschise, luminate înăuntru de rânduri de lumânări aprinse. Bună seara la stăpâni și la casă! Bună seara! Îi răspunde o fată. Dar ce fată! Soarele, luna, luceferii din cer nu o întreceau din frumusețe. Făt Frumos îi se închină și se roagă. Nu mă veți primi pe o noapte la popas? Că tare de departe vin și tare departe mă duc. Cu dragă inimă, răspunse fata și îl pofti să se așeze pe un așternut de cal în fir, apoi îl ospătă și îl cinsti ca o gospodină bună la inimă și primitoare. La masă, mai unul o vorbă, mai unul alta, își mărturisi Busuioc tristețea și îmbletul până se dă cu întrebarea. N-aveți, mă rog, știință unde aș putea găsi lapte de pasăre? De când trăiesc, n-am auzit de așa bunătăți și leacuri. Dar ca om bun ce ai poposit, ți-o-i face binele acesta și voi afla. Mai târziu m-o-i duce la fratele meu Soarele. El le știe pe toate unde se găsesc și unde se află. Mărea ajunse Busuioc la Eleana Cosenseana, sora Soarelui. Așa mai târziu, când îl doborâse somnul pe drumeț, se duse Cosenseana la frate său și a aprins a-l întreba. Nu știi, bade, unde se găsește pe pământ lapte de pasăre? Departe, soro, departe se găsește laptele de pasăre. Ca să ajungă cineva, trebuie să meargă cale de multe săptămâni în șir, spre partea răsăritului, la munții de aramă, dar de luat n-ar putea lua. Că pasărea aceea e mare și are aripile cât niște nouri și de prinde pe cineva, îl duce la cuibul ei și îl dă de mâncare puiilor. Pe sora Soarelui o cuprinsese o milă și o frică de neștiința drumețului care se ducea nu alta decât la moarte și vrând să-i dea o mână de ajutor, dimineața în zorii zilei a scos din grajd un cal cu 6 rânduri de aripi și îl dărui. Na, om bun, să-ți fie de folos și ajutor. Pornește spre soare răsare și mergi până vei ajunge la munții de aramă. De izbuti, de nu izbuti, înapoi când vei veni, să treci pe la noi. Busuioc Făt Frumos îi mulțumi cât mai nu și-a șternuse și inima la picioarele fetei și porni călare la drum și merse gonind, merse peste hârtoape nenumărate, peste păduri fără măsuri. De la o bucată de loc, vede răsărind în față un val de aramă pe cât se apropia tot mai mare se făcea. De la val cât un deal, de la deal cât un munte, iar muntele când fu la poalele lui era așa de înalt că sprijinea cu vârful cerul. Mai rar munte ca acela. Nimic n-avea pe dânsul decât aramă și aramă. Uitându-se Busuioc Făt Frumos la munte și măsurându-l din talpă până la vârf, numai ce zări hăt în slăvi, o pasăre cu aripile cât doi nori care se rotea pe sus. S-a rotit ea, s-a rotit și pornindu-se într-o parte, a ieșit din văzul ochilor. Busuioc Făt Frumos a strunit atunci calul și pornindu-l în sus, srap, trap, se înălța calul de pe muchie, pe muchie, până a ajuns în vârf. Ei, acolo ce-i văzură ochii? Pe niște cuiburi de aramă stătea câte un pui, cât niște bivoli de mari și încă pene nu aveau crescute și care mai de care țipau de foame. Făcând ochii roată, vede Busuioc o noimă de văgăuni și stânci de aramă și tupilându-se cu tot cu cal, se dădu la dos într-un cotlovan aproape de un cuibar. Nu zăbovi multă vreme și din slăvile cerului ful-ful-ful se ivi pasărea și de la cuibar la cuibar lăsa puiilor lapte din cioc. Rotind aripile, ajunge și la cuibarul de lângă Busuioc Făt Frumos și acesta, dând inimii îndrăzneală, iese din ascunziș, întinde ulciorul și pasărea varsă laptele drept în ulciorul lui. Apoi încalică
și ține-te fugă. În urmă, pasărea aflase că puiul țipa de foame și când se uită împrejur, îl văzu pe Făt Frumos. Ca o nălucă porni goana, dar rămânea tot mai departe, că de avea ea două rânduri de arii, calul avea șase rânduri și pe șase părți întregea zborul pasărei. Fugind calea înapoi, trecu peste hârtoape nenumărate, peste păduri fără măsuri și a ajuns la Ileana Cosânzana, care îl primi cu bucurie și îl pofti să stea la popas. După ospăț, se odihni, iar Cosânzana, știind făptura treburilor, îi schimbă laptele lui Busuioc Făt Frumos. Pe cel de pasăre îl strânsese ea la loc ferit, iar în ulcior turnă lapte de vacă. După odihnă, se scoală Busuioc Făt Frumos și, punând mâna pe ulcior, zice: Soră bună ce ești, bine mă simt la popas, dar mai bine m-aș simți la drum, că nu de alta, dar mă așteaptă mama bolnavă. Pas bun, voinice, și mai treci pe la noi, făcu Cosânzeana. Se închină Busuioc Făt Frumos, își luă ziua bună și se duse. Când a ajuns la palat, zgripțuroaica l-a simțit și parcă ar fi săgetat-o cu suliț de foc, așa se vârcolea. Dar și-a găsit astâmpă și, prefăcându-se tare bolnavă, a prins ageme. Of, văleu, văleu! Busuioc intră și zgripțuroaica, cum îl văzu, porni vorba. Da bine că ai venit, dragul mamei, că tare de mult te aștept. Ai adus ceva? Am adus, zise Busuioc Făt Frumos și îi întinde ulciorul. Zgripțuroaica îl puse la gură și gogâlț, gogâlț îl deșertea. Mulțumesc, dragul mamei, amu parcă mă simt mai bine. După asta, se culcă să doarmă și nu mai dormea, ci se gândea cum să-l trimită pe Busuioc Făt Frumos, de nici numele să-i nu-i să mai întoarcă. S-a gândit și s-a făcut că se trezește mai încruntată, mai cătărănită, văicărându-se și oftând. Of, 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 dragă fiule, iar m-a întors boala și am visat că dacă aș mânca carne de purceluș sălbatic, mi s-ar face bine. Mă duc, mamă, să-ți aduc, numai de ți-ar fi de folos. Zicând acestea, încălecă pe cal și porni la drum. Merse și merse până iar ajunsese la Ileana Cosânzeană. Bucuroși de oaspeți! Bucuroși cu dragă inimă! Stă la popas și îi se jeluie Cosânzeniei de păsul și necazul lui. Nu știi prin ce părți aș putea găsi eu un purcel sălbatic, că pe mama a întors-o boala și mi-a spus că acesta i-ar fi leacul. De știut nu știu, dar tu îngăduie și rămâi de seară la noi și eu l-o întreba pe frate meu Soarele. El numai decât știe că de colo de sus din ceruri le vede pe toate și despre toate are știință. A stat Făt Frumos la popas, iar într-amurg, după ce strânsese razele de la partea asfințitului, a venit și soarele la odihnă. Soră sa cu voie bună, cu cuvânt de mângâiere, intră la soare, se dă în vorbă și îl întreabă. Ai auzit de porci sălbatici? Nu știi prin care parte a pământului se găsesc? Nici într-un chip, soro, că-n codrul acela nici razele mele nu pot străbate, nici de cum picior de om. Atâta doar îi văd și eu când ies de amează și se tolănesc în mlaștina de la hârtopul de hlei. Iar de-ar încerca să se apropie, n-ar scăpa de colții lor. Ileana Cosânzeana i-a dus lui Busuioc vorbele frățâniei său și acesta, știind pe unde îi va fi umbletul și ce-l așteaptă, încălecă pe cal și porni. Merse el, merse peste ape, peste lungi, peste dealuri, peste munți și dă de câmpul cu iarbă pletoasă, apoi de codru cu frunza umbroasă. Și când intră în desișul codrului, se făcu un întuneric de parcă intrase sub pământ. Calul se mai sălta din când în când peste codru cela și iată nu departe zărește Busuioc Făt Frumos mlaștina.
Fiind soarele cam la amiază, numai ce auzi coviți, coviți, veneau cârdurile de porci să se tolănească, să se răcorească. Pe sub streșenele codrului, Usuiucvăt frumos priveghea vânzoleala porcilor și nemerind pe aproape de dânsul un godăcel, hap, mi-l prinde, mi-l ie călare și mână, băiete. Pe dată au simțit porcii și când au pornit-o la goană, pe unde treceau pământul, desfăceau țărâna, măcinau. Să nu fi fost Busuiucvăt frumos pe un cal ca acela, nu mai scăpa cu viață, iar și de scăpa se alăgea cu o luptă asemeni cu moartea de grea. Dar așa fuga l-a scăpat de colții și ochii dihâniilor de porci sălbatici și amun mergea calul buiestrând, iar Busuiucvăt frumos cântând că a izbutit să scoată cu bine la capăt și această treabă. Drumul înapoi a fost numai decât pe la Sora Soarelui, unde a stat la popas și altădată. Până a mai ospețit, până s-a odihnit, Sora Soarelui i-a schimbat purcelul cu unul de iștelat de pe lângă casa omului și bucuroasă, binevoitoare, l-a petrecut la drum de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. S-a dus Busuiucvăt frumos acasă și când l-a văzut, zgrimțoroaica și ronțăia măselele de săreau scântei, dar s-a acioat. Ce prefăcută, cu mâhnă și durere, i-a vorbit. Of, of, dragul mamei, bine că te mai văd. Taie repede purcelușul cela și dă să gust carnea, că de mai zăboveai, nu mă apucai cu suflet. Busuiucvăt frumos se apucă de taie purcelul, pune pe jărate cu o bucată și când se rumeni bine, i-o de te. Parcă mi se face mai ușor la inimă și mi se limpezește înaintea ochilor. Se prefăcea zgripțuroaica și așa s-a prefăcut până a mântuit de mâncat purcel. Pe urmă a prins ageme și a se văita. Băiatul mamei, băiatul mamei, mult te-ai chinuit pe drumuri. Dar dacă vrei să mă vezi cu zile, ai să te mai duci odată, că iar s-a încruntat boala în mine și de nu mi-i aduce apă învietoare și apă întrupătoare, nu mă scoți din gura morții. Mă duc, mamă. Răspunse Busuiucvăt frumos și a pornit iar la drum. Merse el și merse iar cu griji și cu zbucium, că unde să găsească ceea ce îi cerea mama sa. Posomorât, ajunge el la Sora Soarelui care l-a primit și el a început a se căina. Soră dragă, cu priință iar mă mână greutățile pe căi neumblate. Nu se poate lecui mama mea cu nimic și amu mi-a spus să-i aduc apă învietoare și apă întrupătoare. N-ai știință pe unde se află, pe unde se găsește. De-a fi în putință, ți-o-i da sfat și mână de ajutor și de data aceasta. Când amurgise de-a binelea, se duse ea la frate său, care numai ce-și strânsese și el picioarele de pe drumuri. Frate soare, tu din ceruri vezi tot pământul, nu știi de pe ce locuri se găsește apă învietoare și apă întrupătoare? Departe, soro, departe peste 9 mări și 9 țări la mana câmpului. Dar nimeni decât s-au pornit, după așa leac n-au izbutit să se întoarcă acasă, fiindcă la hotarul împărăției ei este un balaur care lasă omul să treacă, dar înapoi când vine îi aține calea și afară că-i bea apa, dar îl și mântuie de zile. A aflat Busuiucvăt frumos încotro și cât are de mers și nu l-a mai cutremurat spaima, ci a înțesat la brâu sabia și buzduganul, a încălicat și luându-și rămas bun, a pornit. Calea era lungă și el mergea fără răspâns, mările ocolind, hotarele numărând. Așa a mers până a trecut 9 împărății și a dat de mult bine și frumusețe, că cei în stare să dea pământul bogăție și farmec, acolo parcă de 3 părți mai ceva era. Nu mai întâlnea ramură cărcită și iarbă uscată. Tot era în plină creștere, în plină floare, în plină roadă. Mergând el așa și bucurându-și ochii și inima cu cele din prejur, ajunge la 2 stânci. De sub una țâșnea un izvor, de sub alta altul. A
acestea se zboarele, se gândi cu suioc păt frumos și ca să fie împăcat cu gândul, a prins de pe o floare un fluture, l-a strâns în mână și făcându-l mici fărâme, l-a dat într-un izvor și fluturile s-a făcut din nou la loc. L-a dat în altul și fluturile a înviat. Bucuros, a luat apă în două ploscuțe, a încălecat și a pornit spre casă. Nu zăbovi multă vreme de la locul cumana câmpului și cum trecu hotarul, au prins a trosnic copacii ca de grea furtună, a prins a se întunica cerul și dintr-o parte a apărut un balaur cu 12 capete șuierând și plăsnind. Suioc făt frumos, apucă buzduganul într-o mână și sabia în alta. Și cum balaurul întindea un cap, îl trăsnea cu buzduganul și îl reteza cu sabia. Balaurul, văzând că se spală de zile, se avântă în sus, dar calul lui Busuioc făt frumos se ridică și mai sus. Și voinicul sărcerede nu mai avea chip cu sabia. Așa a retezat toate capetele și s-a prăbușit balaurul. Acum Slobot, neoprit de nimeni, s-a dus până la casa Cosânței. După atâta cale și luptă, Busuioc făt frumos s-a culcat să doarmă și cât s-a odihnit, Ileana Cosânțeana i-a schimbat ploștele cu apă, punându-i altele în loc, tocmai ca și celelalte, dar cu apă proaspătă. Nici prin gând nu-i trecea lui Busuioc făt frumos că poate să fie careva schimbare, odată ce sora soarelui așa-i pria. A poposit, n-a poposit, a încălecat și mână spre casă. Când l-a văzut scrimțoroaica și de data aceasta, s-a făcut la față ca pământul. De mare ciudă și necaz, inima-i ferbea în o travă. O leacă-și venise în fire cu apa ce o băuse și iar a prins a cloci gânduri dintre gânduri să-i răpuie zilele lui Busuioc făt frumos. Lăsându-l o leacă să se răsufle de pe drum, îl chemă și cu mângâiere prinde a-l întreba. Dragul mami Busuioace, tu cât ai îmblat pe drumuri, îi fi pierdut puterea. Ia de să vadă mama, ai putea tu rupe firul acesta de mătase. Și scoțind un fir de mătase, îl înfășura peste mâini în dreptul pieptului și îl înodă la spate. Ia încearcă odorul mamei să văd, nu ți-ai lăsat puterile pe lumea largă, vână-te pe unde ai fost. Busuioc făt frumos se înflă odată și ața sare în 5-6 bucăți. Amu, stai să pună mama două fire de ață. Se iuți zgrimțuroaica, Busuioc și pe astea le-a rupt. Se țin, feciorașule, se țin puterile tale, dar ia să vedem dacă sunt ele toate. Și l-a înfășurat a treia oară cu 3 fire de mătase. A strâns Busuioc făt frumos puterele odată și n-a izbutit nimic. A strâns el puterele a doua dată și firele de mătase l-au curmat greu. Iar când a strâns puterele a treia oară, trustrele, firele i-au tăiat carnea până la os și gemând greu se prăbuși Busuioc la pământ. Zgrimțuroaica sărea atunci când pe un picior, când pe altul și se porni vârtej împrejurul palatului strigând. Sai, zmăule, de unde ești? Vino de te răfuiește cu Busuioc făt frumos. Zmăul ieși din ascunziș de unde era și punând mâna pe sabie râdea și hăcuia în făt frumos, te-l făcu să nu se înțeleagă nimic din trântul și punându-l pe cal i-a dat bici, a râs și a clănțănit. Hii, cal nebun! Și calul, ca o nălucă, s-a pornit și îl ducea peste câmpii, peste pustii, unde și-a fusese creșterea, hrana, mângâierea, într-acolo s-a îndreptat. De la palatul cel mare s-a oprit drept în fața casei Ilenei Cosânzene. A ieșit Cosânzeana în prag și n-a întâlnit drumeț sosit la popas, dar și-a întâlnit calul. Atunci păși spre cal și când luă de sagii, îl cunoscu că-i Busuioc făt frumos. S-a apropiat de el, l-a stropit cu apă învietoare și întrupătoare și l-a înviat. A răsuflat Busuioc făt frumos și greu a oftat. Of, că mult am mai dormit! Ehei, dragul meu, dormeai tu mult și bine dacă nu eram eu. Îi răspunse Ileana Cosânzeana și ducându-i la gură ulciorul cu lapte de pasăre, i-a dat să bea. Cu cât bea mai multe înghițituri, cu atât se îndrăvenea. Mistuind laptele, simți că are așa putere cum nu mai avusese înainte. Stâncă de cremene să fi fost înaintea lui, colbo făcea dintr-o singură lovitură de buzdugan. Acu
Dacă a ridicat busuioc făt frumos spatele de la pământ și s-a scuturat de slăbiciune și a adus aminte de chipul zmăului și, ținând mâna pe sabie, a pornit fără ocoluri drept la palat. Acolo, când a ajuns, ce-i văzură ochii? Zmăul și zgrimțuroaică se dădea un mare chef și veselie la o masă cu mâncăruri și băuturi, iar la o parte stătea mama sa cu un șervet în mână și strângea ciolanele și urânduia bucatele. Când a intrat busuioc făt frumos, urgiile s-au simțit cu prăpastia la spate, dar n-au avut când își lungi groaza și spaima, că au fost înhățate de câte o mână și date afară. Bucuros, atunci a întâlnit-o făt frumos pe mamă sa, care și-a plâns amarul și și-a răcorit inima. Nu zăbovi multă vreme și peste bucuria lor a venit alta și mai mare. În plăcerea inimii, a dat mâna busuioc făt frumos cu sora soarelui și a pornit-o nuntă. Mândră nuntă cu lume de peste lume, și în capul mesei stătea soarele și ura pahare și pornea cânt și veselie, cum pornește el cânt și veselie în zile de primăvară. După nuntă, au trăit în pace și voie bună multă vreme.